Bună dimineața! Astăzi vom citi capitolele 4, 5 și 6 din Evanghelia după Luca. Vom afla despre ispitirea Domnului Isus, chemarea primilor ucenici, despre vindecări și Isus și sabatul. Asculți Biblia zilnică, locul în care în fiecare zi citim un pasaj biblic, astfel încât, într-un an, să parcurgem întreaga Scriptură. Luca 4. Ispitirea lui Isus. Plin de Duhul Sfânt, Isus s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în deșert, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea, iar la sfârșitul lor a flămânzit. Atunci, diavolul i-a zis: Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, poruncește-i acestei pietre să se transforme în pâini. Însă Isus i-a răspuns: Este scris, omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt de la Dumnezeu. Atunci, diavolul l-a dus sus, pe un loc înalt, și i-a arătat într-o clipă toate regatele lumii. Diavolul i-a zis: Ție îți voi da toată această autoritate și gloria lor, căci mie mi-a fost încredințată, iar eu o dau cui vreau. Deci, dacă te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Isus, răspunzând, i-a zis: Este scris, Domnului Dumnezeul tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Apoi l-a dus la Ierusalim, l-a pus să stea pe streașina templului și i-a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, El le va porunci îngerilor săi cu privire la tine ca să te păzească și ei te vor purta pe brațe, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Isus, răspunzând, i-a zis: S-a zis, să nu-L ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în orice fel, diavolul s-a îndepărtat de la el până la o anumită vreme. Isus s-a întors în Galileea, în puterea Duhului, și vestea cu privire la el s-a răspândit prin toată vecinătatea. El îi învăța pe oameni în sinagogi și era glorificat de toți. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său a intrat în sinagogă în ziua de sabat și s-a ridicat să citească. I s-a dat sulul profetului Isaia. Când a desfășurat sulul, a găsit locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, căci El m-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. El m-a trimis să proclam celor captive liberarea și orbilor redarea vederii, să eliberez pe cei asupriți, să proclam anul de îndurare al Domnului. Apoi a înfășurat sulul la loc, i l-a dat înapoi slujitorului și s-a așezat. Ochii tuturor celor din sinagogă erau ațintiți asupra lui. El a început să le vorbească astfel: Astăzi a fost împlinit acest text din Scriptură în auzul urechilor voastre. Toți îl vorbeau de bine, erau uimiți de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și se întrebau: Oare nu este acesta fiul lui Iosif? El le-a zis: Cu siguranță îmi veți spune proverbul acesta: Doctore, vindecă-te pe tine însuți. Fă și aici, în patria ta, tot ceea ce am auzit că s-a întâmplat în Capernaum. Cu alte cuvinte, demonstrează-ne că ceea ce spui este adevărat. Apoi a zis: Adevărat vă spun că niciun profet nu este acceptat în patria lui. Vă spun adevărul. În zilele lui Ilie, atunci când a fost încuiat cerul timp de 3 ani și 6 luni, când a fost o mare foamete în toată țara, erau multe văduve în Israel. Totuși, Ilie n-a fost trimis la niciuna dintre ele, ci doar la o văduvă din Sarepta Sidonului. Și pe vremea profetului Elisei erau mulți leproși în Israel, dar niciunul dintre ei n-a fost curățit, ci doar sirianul Naaman.
Când au auzit acestea, toți cei din sinagogă s-au mâniat foarte tare. Ei s-au ridicat, l-au scos în afara cetății și l-au dus până pe sprânceana muntelui pe care era construită cetatea lor ca să-l arunce jos. Însă el a trecut prin mijlocul lor și a plecat. Apoi s-a dus în Capernaum, o cetate din Galileea, și în ziua de sabat a început să învețe pe oameni. Ei erau uimiți de învățătura lui, deoarece cuvântul lui avea autoritate. În sinagogă era un om care avea în el un duh necurat, un demon. El a strigat cu glas tare: "Ha! Ce avem noi de a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne distrugi? Știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu!" Iisus l-a mustrat zicând: "Taci și ieși din el." Atunci demonul l-a aruncat la pământ în mijlocul lor și a ieșit din el fără să-i facă vreun rău. Toți au fost cuprinși de uimire și se întrebau unii pe alții zicând: "Ce fel de învățătură este aceasta? El poruncește cu autoritate și cu putere duhurilor necurate, iar ele ies afară." Și i s-a dus vestea în orice loc din vecinătate. S-a ridicat și, după ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era cuprinsă de febră mare și ei l-au rugat pentru ea. El s-a aplecat asupra ei, a mustrat febra și febra a lăsat-o. Și ea s-a ridicat deodată și a început să le slujească. După apusul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi suferind de diferite boli i-au adus la Iisus, iar el și-a pus mâinile peste fiecare dintre ei și i-a vindecat. De asemenea, din mulți ieșeau demoni care strigau și ziceau: "Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu!" Dar el îi mustra și nu le dădea voie să vorbească, pentru că știau că el este Hristosul. În zorii zilei, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Mulțimile au început să-l caute și au ajuns până la el. Ei încercau să-l oprească, pentru ca să nu plece de la ei, însă el le-a zis: "Trebuie să vestesc și în alte cetăți Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, căci pentru asta am fost trimis." Și a continuat să predice în sinagogile din Iudeea. Chemarea primilor ucenici. În timp ce se afla lângă lacul Genezaret și mulțimea se înghesuia în jurul lui ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două bărci trase la marginea lacului. Lacul Genezaret este Marea sau Lacul Galilei, cunoscută sub mai multe denumiri: Kineret, Genezaret, Tiberiadei. Pescarii coborâseră din ele și își spălau năvoadele. S-a urcat într-una dintre bărci, care era a lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi s-a așezat și din barcă a început să învețe mulțimile. Când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon: "Depărtează barca la apa adâncă și aruncă-ți năvoadele pentru pescuit." Simon, răspunzând, a zis: "Stăpâne, toată noaptea am muncit, dar n-am prins nimic. Totuși, la cuvântul tău voi arunca năvoadele." Au făcut așa și au prins atât de mulți pești, încât năvoadele lor începuseră să se rupă. Prin urmare, le-au făcut semn confraților lor din cealaltă barcă să vină să-i ajute. Aceștia au venit și au umplut amândouă bărcile cu atât de mult pește, încât erau să se scufunde. Când Simon Petru a văzut ce s-a întâmplat, a căzut la genunchii lui Iisus zicând: "Doamne, pleacă de la mine, fiindcă sunt un păcătos." Căci atât el, cât și toți cei ce erau împreună cu el fuseseră cuprinși de uimire datorită mulțimii de pești pe care îi prinseseră. La fel erau și Iacov și Ioan, fiii lui Zebedei, confrații lui Simon. Iisus i-a răspuns lui Simon: "Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni." După ce au adus bărcile la țărm, au lăsat totul și l-au urmat. În timp ce el era într-una dintre cetăți, iată că un om plin de lepră, când l-a văzut pe Iisus,
s-a aruncat cu fața la pământ și l-a rugat insistent zicând: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești! Iisus a întins mâna, l-a atins și a zis: Da, vreau, fii curățit! Și imediat lepra s-a depărtat de la el. Iisus i-a poruncit: Să nu spui nimănui, ci du-te, arată-te preotului și adu un dar pentru curățirea ta, așa cum a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei. Dar vestea cu privire la el se răspândea tot mai mult, astfel că mulțimi mari de oameni se adunau să-l asculte și să fie vindecați de neputințele lor. El însă se retrăgea în locuri pustii și se ruga. Într-una din zile, în timp ce el îi învăța pe oameni, erau acolo niște farisei și învățători ai legii care veniseră de prin toate satele Galilei și ale Iudeii și din Ierusalim. Puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni aduceau pe pat un om care era paralizat. În acest context, patul trebuie să fi fost un fel de targă pentru ca omul să poată fi transportat mai ușor. Ei încercau să intre cu el ca să-l pună înaintea lui Iisus, dar fiindcă n-au găsit cum să-l aducă înăuntru din cauza mulțimii, s-au urcat pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi în mijlocul mulțimii înaintea lui Iisus. Casele israelite din secolul I după Hristos aveau un acoperiș plat, pe care se ajungea urcând niște trepte, de obicei trepte exterioare. Văzând Iisus credința lor, a zis: Omule, păcatele-ți sunt iertate! Cărturarii și farisei au început să-și zică: Cine este acesta care rostește blasfemii? Cine poate ierta păcatele în afară de singurul Dumnezeu? Însă Iisus, cunoscând gândurile lor, le-a zis: De ce gândiți astfel în inimile voastre? Ce este mai ușor, a spune păcatele-ți sunt iertate sau a spune ridică-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are pe pământ autoritatea de a ierta păcatele, ție îți spun, i-a zis el celui ce era paralizat, ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă. Și deodată el s-a ridicat înaintea lor și a luat patul pe care zăcuse și s-a dus acasă glorificându-l pe Dumnezeu. Pe toți i-a cuprins uimirea și îl glorificau pe Dumnezeu. S-au umplut de teamă și au zis: Astăzi am văzut lucruri nemai întâlnite! După toate acestea, Iisus a ieșit afară și a văzut un colector de taxe pe nume Levi, șezând în locul unde se plăteau taxele. El i-a zis: Urmează-mă! Levi a lăsat totul, s-a ridicat și l-a urmat. Apoi Levi a dat un mare ospăț la el acasă pentru Iisus. O mare mulțime de colectori de taxe și de alți oaspeți luau masa împreună cu ei. Fariseii și cărturarii criticau pe ucenicii lui zicând: De ce mâncați și beți împreună cu colectorii de taxe și cu păcătoșii? Adică cu acei oameni care nu păzeau legea lui Moise și interpretările date de farisei. Însă Iisus, răspunzând, le-a zis: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Eu n-am venit să-i chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși. Ei i-au zis: Ucenicii lui Ioan, ca și cei ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni, dar ai tăi mănâncă și beau. În lege era prescris un singur post anual, de ziua ispășirii. Vezi Levitic 16. După exilul babilonian erau ținute alte 4 posturi anuale. Vezi Zaharia 7 și 8. Fariseii posteau de 2 ori pe săptămână, lunea și joia. Vezi Luca 18. Iisus le-a răspuns: Puteți să-i faceți pe nuntași să postească în timp ce mirele este cu ei? Însă vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci, în zilele acelea, vor posti. Le-a spus apoi și o pildă.
Nimeni nu rupe un petic dintr-o haină nouă ca să-l coase pe o haină veche. Altfel o va rupe și pe cea nouă, iar peticul de la cea nouă nu se va potrivi la cea veche. Și nimeni nu toarnă vin nou în burdufuri vechi. Altfel, vinul cel nou va crăpa burdufurile, iar el se va vărsa și burdufurile vor fi distruse. Ci vinul nou trebuie turnat în burdufuri noi. Și nimeni nu vrea să bea vin nou după ce a băut vin vechi, pentru că zice, cel vechi este mai bun. Luca 6. Iisus, Domn al Sabatului. Într-o zi de sabat, Iisus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui smulgeau spice, le frecau cu mâinile și mâncau boabele. Unii dintre farisei le-au zis, de ce faceți ce nu este voie în ziua de sabat? Iisus, răspunzându-le, a zis, n-ați citit ce a făcut David atunci când i s-a făcut foame atât lui cât și celor ce erau cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a luat și a mâncat pâinile prezentării, pe care nu era îngăduit să le mănânce decât preoții, și cum a dat și celor ce erau cu el? Apoi le-a zis, Fiul omului este Domn al Sabatului. Într-o altă zi de sabat, Iisus a intrat în sinagogă și a început să-i învețe pe oameni. Acolo se afla un om a cărui mână dreaptă era uscată, în sensul de paralizată și cu pielea uscată, zbârcită. Cărturarii și fariseii îl urmăreau pe Iisus ca să vadă dacă vindecă în ziua de sabat și să găsească astfel o acuzație împotriva lui. Însă el le știa gândurile, așa că i-a zis omului care avea mâna uscată, Ridică-te, stai în mijloc. El s-a ridicat și a stat acolo. Apoi Iisus le-a zis, Vă întreb, este voie în ziua de sabat să faci bine sau să faci rău? Să salvezi o viață sau să o distrugi? Și rotindu-și privirea peste toți, i-a zis omului, Întinde-ți mâna! El a făcut întocmai și mâna lui a fost făcută sănătoasă. Atunci ei s-au înfuriat și au început să discute unii cu alții despre ce i-ar putea face lui Iisus. Într-una din zilele acelea, Iisus s-a dus pe munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, i-a chemat pe ucenicii săi și a ales 12 dintre ei, pe care i-a numit apostoli. Apostol înseamnă cineva trimis, cu o misiune specială. Aceștia sunt Simon, pe care l-a numit Petru, și Andrei, fratele lui, Iacov, Ioan, Filip, Bartolomeu. Bartolomeu poate fi și un alt nume pentru Natanael, Matei, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon, numit Zelotul. Termenul indică probabil faptul că Simon a aparținut grupării zeloților, o grupare revoluționară care se opunea în mod violent stăpânirii romane. Însă este posibil ca termenul aici să indice doar temperamentul zelos al lui Simon. Iuda, fiul lui Iacov, și Iuda Iscarioteanul, cel care a ajuns trădător. A coborât împreună cu ei și s-a oprit pe un loc neted, alături de o mare mulțime de ucenici de-ai săi și de o mare mulțime de oameni din toată Iudeea, din Ierusalim și din regiunea de coasta a Tirului și a Sidonului, care veniseră să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați și ei. Toată mulțimea încerca să-l atingă, pentru că din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii lui și le-a zis, Fericiți sunteți voi, cei săraci, căci a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunteți voi, cei flămânzi acum, căci voi veți fi săturați. Fericiți sunteți voi, care acum plângeți, căci voi veți râde.
Fericiți sunteți voi când oamenii vă urăsc, când vă resping, vă insultă și alungă numele vostru ca pe ceva rău din cauza Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că iată, răsplata voastră este mare în cer. Căci tot așa făceau și strămoșii voștri cu profeții. Dar vai de voi cei bogați, căci voi v-ați primit mângâierea. Vai de voi cei care acum sunteți sătui, căci voi veți flămânzi. Vai de voi cei care râdeți acum, căci voi veți jeli și veți plânge. Vai de voi când toți oamenii vă vor vorbi de bine, căci tot așa au făcut și strămoșii voștri cu falși profeți. Eu însă vă spun vouă, celor ce ascultați, iubiți-vă dușmanii, faceți-le bine celor ce vă urăsc, binecuvântați-i pe cei ce vă bleastămă și rugați-vă pentru cei ce se poartă urât cu voi. Celui ce te lovește peste un obraz, întoarce-i-l și pe celălalt. Pe cel ce-ți ia haina, nu-l împiedica să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i, iar de la cel ce-ți ia bunurile, să nu mai ceri înapoi. Așa cum doriți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce fel de recompensă vi se cuvine? Căci și păcătoșii îi iubesc pe cei care îi iubesc pe ei. Și dacă le faceți bine celor ce vă fac bine, ce fel de recompensă vi se cuvine? Și păcătoșii fac la fel. Iar dacă îi împrumutați pe cei de la care sperați să primiți înapoi, ce fel de recompensă vi se cuvine? Și păcătoșii îi împrumută pe păcătoși ca să primească înapoi la fel. Voi însă iubiți-vă dușmanii, faceți bine și împrumutați fără să mai așteptați nimic în schimb. Astfel, răsplata voastră va fi mare și veți fi fii ai celui prea înalt, fiindcă el este bun și cu cei nerecunoscători și răi. Fiți milostivi, tot așa cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu condamnați și nu veți fi condamnați. Iertați și veți fi iertați. Dați și vi se va da. O măsură plină, îndesată, clătinată și care se revarsă va fi pusă în poala voastră. Căci cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Le-a spus apoi și o pildă. Poate un orb să călăuzească un alt orb? Nu vor cădea ei amândoi în groapă? Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, dar orice ucenic pe deplin pregătit va fi ca învățătorul lui. Deci, de ce vezi tu așchia din ochiul fratelui tău, dar nu observi bârna din ochiul tău? Ideea din context nu este să-i lăsăm pe frați cu problemele care au generat judecata, ci să mergem spre rezolvare, soluționând însă mai întâi propriile noastre probleme. Cum îi poți spune fratelui tău, frate, lasă-mă să-ți scot așchia din ochi, când tu însuți nu vezi bârna din ochiul tău? Ipocritule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea clar să scoți așchia din ochiul fratelui tău. Căci nu este niciun pom bun care să facă rod stricat și iarăși niciun pom stricat care să facă rod bun. Căci fiecare pom este cunoscut după propriul său rod. Fiindcă oamenii nu culeg smochine din spini și nici nu strâng struguri din mărăcini. Omul bun scoate ce este bun din visteria bună a inimii lui, dar cel rău scoate ce este rău din visteria lui cea rea. Căci din belșugul inimii îi vorbește gura. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Este asemenea unui om care atunci când a construit o casă a săpat adânc și i-a pus temelia pe stâncă.
Și când a venit șuvoiul de apă, râul a izbit în casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că fusese construită bine. Însă cel ce aude și nu face, este asemenea unui om care a construit o casă pe pământ fără temelie. Când râul a izbit în ea, casa s-a prăbușit imediat, iar distrugerea acelei case a fost mare. Acesta a fost pasajul biblic pentru astăzi. Doamne, ajută-ne să avem credință puternică în Tine. Te rugăm să ne ajut să simțim prezența Ta în viața noastră și să avem curaj de a rămâne lângă Tine în orice situație. Te rugăm să binecuvântezi deciziile noastre bune pe care le-am luat și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt înfăptuiește-le în viața noastră. Vrem, Doamne, să fim curați, eliberați din păcat și ai Tăi pentru totdeauna. În numele Domnului Iisus Te-am rugat. Amin. Pentru că ești deja parte din proiectul Biblia zilnică, îți mulțumesc pentru sprijinul tău. Dumnezeu să te răsplătească. Să ai o zi binecuvântată. Pe mâine!